Salut, copii! Astăzi să facem un test care se numește Salvarea Cangurilor pentru clasa 4. Jack deschise ochii. Raze fierbinți și orbitoare se revărsau în căsuța din copac. Faine pălării, chicotie, Annie. Frații purtau amândoi pălării. Bune, ne vor apăra de soare. Cei doi copii priviră pe fereastră. Teddy li se alătură și el. Căsuța aterizase într-o pădure cu plante vești și copaci uscați maronii. Frate, n-ar striga o ploaie bună. Și spunând acestea, Jack se lăsă pe vine și se uită la ilustrația din cartea despre Australia. Citi, pădurile Australiei sunt afectate anual de secetă. Seceta e o perioadă lungă de timp în care nu plouă deloc. Aceeași pădure poate fi inundată de ploi torențiale în alte perioade ale anului. Scoase carnețelul și scrise, secetă egal fără ploaie. Hei, Jack, ție nu-ți miroase a mâncare gătită în aer liber, îl întrebă Annie. Băiatul al dulmecă aerul, chiar mirosea a lemne arse. Se uită pe fereastră și văzu plutind un firicel de fum lângă câțiva copaci din depărtare. Poate sunt niște oameni care au făcut popas acolo, își dădu Jack cu părerea. Să mergem să vedem. Băiatul își puse carnețelul și cartea despre Australia în rucsac. Vără-l și pe Teddy acolo, îl rugă Annie. Jack îl strecură pe cățeluș în rucsac, apoi o urmă pe sora lui pe scară. Oamenii care au făcut popas trebuie să fie acolo, zise Annie și arătă cu degetul prefumul ce se înălța pe cerul albastru. Înaintară printr-un luminiș pârjolit de soare. Trecură pe lângă tufișuri și copaci scorojiți. Șopârle alergau pe pământul uscat și crăpat. Ham, ham! Lătră din rucsacul lui Jack. Două păsări uriașe și ciudate se iviră de după un tufiș. Erau mai înalte decât Jack. Aveau trupuri mari, picioare și gâturi lungi și subțiri. Cine sunteți voi? Le întrebă Annie. Jack scoase din rucsac cartea despre Australia. Găsi ilustrația cu păsările. Sunt păsări emu, spuse el. Și citi cu făcetare. Emu e o pasăre care nu zboară, în schimb poate fugi cu o viteză de până la 50 de kilometri pe oră. Wow, ce rapid de sunt, se miră Annie. Am, Teddy sări din rucsacul lui Jack și lătră la păsările ciudate. Păsările emu îi aruncară cățelușului o privire trufacă, apoi se întoarseră cu spatele și se îndepărtară țanțoșii. Jack scrise în carnețel, emu egal păsări mândre care nu zboară. Uite, un ursuleț de pluș viu, strigă Annie. Jack își ridică privirea. Annie fugi spre un copac de la marginea poieniței. Ursulețul de pluș se cuibărise pe ramurile copacului. Pietatea părea că ațipise. Avea urechi mari și rotunde,
un nasuc negru și corpul acoperit cu blană. Labele se terminau cu gheare lungi și încovoiate. E un urs cu ala. Salut, somnorilă, zise fetița și mângâie blana moale a ursulețului cu ala, care deschise ochii mari și o privi liniștit. De găsi o ilustrație a unui koala în cartea despre Australia și citi, ursul koala nu e de fapt un urs, ci un animal marsupial, asemenea cangurului. Femelele marsupialelor poartă pui într-o pungă abdominală. Ce interesant, spuse Annie uimită. Jack citi mai departe, urcii koala se hrănesc mai ales cu frunze de eucalipt, dar defrișarea pădurilor le afecta mediul de viață și incendiile sunt o amenințare. Koala se deplasează lent și nu se poate salva din calea fumului și a flăcărilor. Jack îi scoase carnețelul și notă, incendiile sunt un pericol pentru koala. Ce somnurilor, întrebă Annie pe ursuleț. Nu te simți bine, stai liniștită, zise Jack, ascultă aici. Și Jack citi mai departe, koala ca și cangurii sunt activi noaptea și dorm în timpul zilei când soarele dobărește. Numele koala înseamnă cel care nu bea, fiindcă urșii koala beau foarte rar apă. Își au necesarul de apă din frunzele cu care se hrănesc. Să vedem dacă știm să rezolvăm. Unde au ajuns Annie și Jack? Într-o pădure la munte, Australia, deșert. Aici, în Australia. Încerc cu ideul, eu nu mai pot că nu găsesc creionul, calmea. Unde? Încercuiește litera corespunzătoare. Răspunsul e corect. Cine s-a alăturat celor doi frați? Ursulețul Teddy, o pasăre emu. Cățelușul Teddy, ursul coală. Cățelușul. De unde se informează Jack despre Australia? Dintr-o carte, dintr-un carnețel de pe internet, dintr-o revistă. Carte despre Australia. Într-o carte aici. Din ce cauză s-au uscat plantele și copacii din pădure? Era secetă. Să vedem așa. Da, era secetă o perioadă lungă de timp. Nu plouă deloc. Unește cu o linie fiecare nu de mai jos cu numele personajului care l-a rostit. Uite un ursuleț de pluș viu. Sunt pasăre emu, wow, ce rapide sunt. Incendiile, un pericol pentru koala.
Mai uitați-vă peste text. Nu poate să remui, el a spus, deci Jack a spus. Uite un usuleț de pluș viu. A, bă, aici. Uite un usuleț de pluș viu. Deci, anime. Wow, ce rapide sunt. Despre păsările. Asta cu wow, ce rapide sunt aici. Ani și usuleț de pluș viu. Nu, nu știu. Tot ani. Uite și ce rapide sunt tot petița aia. Și incendiile sunt pericol pentru coala. Nu știu. Aici a notat în cartea lui, în carnițelul lui Jack.